În aceste zile, sportivii de la loturile naționale de bob, skeleton și sanie se pregătesc în baza sportivă CS Mușcel de la Câmpul Lung. Alături de aceștia se antrenează și componenții clubului gazdă, dar și colegilor de la Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia. Prima competiție oficială din calendarul Federației Române de Bob și Sanie va fi găzduită de municipiul de la Poalele Mateiașului. Ne pregătim pentru competițiile viitoare și în luna septembrie baza noastră va avea campionatul național pentru bob, skeleton și sanie la categoria senior și junior. Săptămâna viitoare la Câmpul Lung vor fi prezenți reprezentanții tuturor cluburilor din țară, deoarece CS Mușcel va găzdui adunarea generală anuală a Federației Române de Bob și Sanie. În jurnalul sportiv de la Clar TV de mâine seară vom difuza un reportaj cu cei doi campioni olimpici, Andrei Nica și Georgeta Popescu, care alături de antrenorul lotului de bob tineret, Cezar Popescu, se pregătesc în aceste zile la Câmpul Lung.